să i-au purtat povara lumii. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucruri mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi pacea să fie peste Israel. Amin. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Este o zi de bucurie, o zi de sărbătoare în ziua aceasta și îi mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Ne bucurăm pentru Neluțu, pentru Cristina, pentru Eliza și pentru ceilalți copii care au fost aduși în dimineața aceasta în casa lui Dumnezeu, în special Eliza, și dorim în dimineața aceasta binecuvântarea lui Dumnezeu să se coboare peste ea. Amin. Noi știm că cea a fost binecuvântată odată cu venirea în lumea aceasta, mâna Domnului a fost peste ea, peste mama ei, peste tatăl ei, dar credem că binecuvântarea lui Dumnezeu va fi îmbogățită mai mult în ziua aceasta. Dumnezeu să fie slăvit! Dragii mei, socotim ca o binecuvântare în ziua aceasta faptul că ne aflăm în adunare. Socotim lucrul acesta un har din partea lui Dumnezeu, lucrul acesta de a sta pe scaune, unii de a lăuda, unii de a ne ruga, unii de a predica, unii de a îndemna. Este un har lucrul acesta din partea lui Dumnezeu. Dacă în dimineața aceasta n-am venit însoțiți de cineva aduși de mâină până în față să cântăm o cântare, dacă în dimineața aceasta nu ne-a deschis nimeni ușa adunării și am deschis-o cu mâinile noastre, dacă în dimineața aceasta ne-am dat din paturile noastre jos, este datorită lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Noi, în termeni biblici, lucrul acesta îl socotim o binecuvântare. Și îi mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Ceea ce face Dumnezeu în dimineața aceasta aici, în locul acesta, bucuria care o lasă peste noi, este o binecuvântare din partea Domnului. Prezența lui Dumnezeu este o binecuvântare în locul acesta. Ceea ce dă har, ceea ce dă valoare venirii noastre în locul acesta este prezența lui Dumnezeu, dragii mei. Și îi mulțumim Domnului pentru prezența Lui. Sunt binecuvântări pe care noi le vedem în fiecare zi. Sunt binecuvântări pe care noi le cerem în fiecare zi. Sunt binecuvântări care ne rugăm lui Dumnezeu să ne le dea ziua și noaptea. Ca de exemplu sănătatea. Ori de câte ori venim la adunare, nu ieșuăm, nu uităm să cerem lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că e o binecuvântare. Dacă avem un mijloc de transport și am venit la casa lui Dumnezeu, lucrul acesta e o binecuvântare. Unii nu-l au și îl cer. E o binecuvântare lucrul acesta. Unii cer ca copiii lor să se întoarcă la Dumnezeu, lucrul acesta e o binecuvântare. Și noi avem o grămadă de lucruri care le socotim ca o binecuvântare, le cerem ca o binecuvântare și le socotim o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Dar sunt lucruri în Scriptură care sunt socotite ca binecuvântări și, dragii mei, nu prea mulți dintre noi ne aglomerăm ca să le cerem dinaintea lui Dumnezeu, să le cerem din partea lui Dumnezeu. Cuvântul pe care l-am citit în dimineața aceasta, versetul 4, spune că așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Dragii mei, frați și surori, Psalmul 127, versetul 3. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pânteșului este o răsplată dată de El. Venim dintr-o țară care 98% se numește creștine, sunt creștini cei mai mulți români. Din anul 90 până în 2017, România are o populație aproape de 20 de milioane. Știți câte avorturi s-au făcut? Mai multe decât populația României. Și noi ne numim o țară creștină. Noi ne numim o țară creștină și suntem pe a doilea loc în Europa la numărul avorturilor. Nu mai este rușine în ziua de astăzi
ca o femeie căsătorită de 20 de ani de căsnicie să spună și să se laude căci are la activ 10 prunci lepădați din familia ei. Nu mai este o rușine. Pentru unii creștini au ajuns o rușine să aibă mulți copii. Dar unii se laudă căci i-au dat din sânul familiei cât mai mulți. Dragii mei, frați și surori, suntem afectați de lucrurile acestea, suntem ispitiți de lucrurile acestea. Că dacă trăim în societatea aceasta, în fiecare zi, suntem bombardați cu tot felul de batjocuri și de lucruri care diavolul prin ele caută să ne aducă rușine. Aș vrea să vedem în dimineața aceasta câteva responsabilități care le au părinții înaintea lui Dumnezeu. Că să știți că părinții nu au doar responsabilitatea să cânte în adunare. Părinții nu au doar responsabilitatea să vină duminică de dimineață la casa Domnului și doar atât. Sunt o grămadă de responsabilități care le avem ca și părinți. Și prima din responsabilitățile pe care le avem ca și părinți, dragii mei, este aceea de a duce fiii pe lume. Și amin să nu spună cei care sunt bătrâni, să spună cei care sunt tineri, că bătrânii le-au trecut timpul. Prima responsabilitate care o avem ca și părinți înaintea lui Dumnezeu este să dăm naștere pruncilor, dragii mei, frate și surori. Și va spune cineva, lucrul acesta e adevărat. Mie fratele Nănunțu când mi-a zis ca să vorbesc în dimineața aceasta din cuvânt, mie mi-a fost greu să vorbesc. Că știți, se vorbește despre educație, se vorbește cum să ne civilizăm în societate copiii, dar știți ce, mi-e teamă de un lucru, că dacă nu mai se predică lucrurile acestea, nașterea de fii, vom ajunge peste câțiva ani că nu o să mai avem ce mai educa, dragii mei, frați și surori. Nu o să mai avem ce mai educa, știți din ce cauză, pentru că am ajuns niște oameni care ne drag confortul, ne dragă viața bună, ne drag să nu mai stăm noaptea treji, să mai ne plângă cineva, să ne mai deranjeze cineva, să mai ne ungă cineva pe poale cu fideauă când îi dai de mâncare unui prunc. Nu mai ne drag lucrurile acestea. O responsabilitate care o avem ca și părinți este să naștem prunci. Și amin spunem la lucrul acesta. Prima binecuvântare pe care o lăsat-o Dumnezeu atunci când o făcut pe bărbat și pe femeie. În Genesa capitolul 1 cu versetul 28, o dat o poruncă, o binecuvântare însoțită de o poruncă. Creșteți, înmulțiți, stăpâniți pământul. În Genesa capitolul 9 cu versetul 1, Dumnezeu repetă aceeași poruncă lui Noe. Când a scăpat de la potop el și familia lui, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Va spune cineva în dimineața aceasta, cu lucrul acesta deja e exagerare, pentru că suntem 7 miliarde de oameni pe pământ. Ce să mai umplem pământul? Dragii mei, frați și surori, lucrul acesta nu ne aparține nouă să spunem noi stop când se umple pământul. Noi credem că deasupra noastră este un suveran care știe când să oprească, când este plin pământul și acela este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. În dimineața aceasta am vrea să ne luăm responsabilitatea aceasta în serios. Eu săptămâna aceasta am fost tare stresat. Tare am insistat înaintea lui Dumnezeu pentru că și subiectul acesta e un subiect destul de greu. Îți face o grămadă de dușmani. Îți face o grămadă de oameni, poate care te privesc într-un anumit fel și poate cineva mă va acuză, dar Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Dragii mei, frați și surori, după Biblie, venirea pruncilor în lume este egal cu binecuvântare. Să știți că când vine un prunc pe lume, nu vine în mod haotic, la voia întâmplării. Cartea Eclesiastului, capitolul 2 cu versetul 3, spune un verset frumos. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Aș vrea să ne întrebăm în dimineața aceasta, noi care suntem Biserica Apostolică Botezată cu Duhul Sfânt,
ne-a dat cineva dreptul să ne tăiem viața, să terminăm cu viața noastră? Ne-a permis cineva lucrul acesta să spunem până aici vreau să trăiesc, de aici încolo nu mai vreau să mai trăiesc? Nu! Pentru că moartea are o vreme. La fel cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne explică în dimineața aceasta că și nașterea așa are o vreme, dragii mei. Pentru mine, 24 februarie, nu a fost un mod haotic, o întâmplare că am venit pe pământul acesta, ci în cartea lui Dumnezeu au fost scrise toate zilele vieții mele, lăudat să fie Domnul. Amin. Nu-i la voia întâmplării când vine un copil pe lume, noi credem încă unul în plus. Și ce dacă a mai venit încă unul? Încă unul. Acolo, cum se dau mâncare, unii așa se exprimă, când dau mâncare la 6, o-i da și la 7, că nu muri lumea. Nu-i așa. Dumnezeu cu fiecare din pruncii noștri are un plan deosebit, lăudat să fie numele Domnului. Nașterea își are vremea ei. Dragii mei, frați și surori, un al doilea lucru care vreau să spun, copiii sunt un dar de la Dumnezeu. Isaia spunea un cuvânt în Sfânta Scriptură frumos, iată-mă eu și copiii pe care mi-au dat Domnul, suntem niște semne în Israel. Aș vrea să vă întrebați în dimineața aceasta și cred că cel mai bătrân e tatăl meu. O muncit săracul om o viață întreagă. Și mama mea. Nu știu cât vă mai trăi, Dumnezeu știe, dar aș vrea să-i întreb pe ei în mod special și pe dumneavoastră care suntem mai bătrâni. Cu ce averi din lumea aceasta când veți pleca de aici, veți pleca? Cu ceea ce ați dat copiilor voștri? Cu ceea ce ați investit în copiii voștri? Cu aceea veți pleca? Că nu vom pleca nici cu mașina, cu Mercedes-ul, nici cu BMW-ul, nici cu casa, nici cu averea, nici cu hectarele de pământ, dragii mei, frați și surori. Un singur lucru vom lua de pe pământul acesta, familia noastră și Dumnezeu să ne ajute în dimineața aceasta. Copiii sunt darul lui Dumnezeu. Dragii mei, frați și surori, aș vrea să dăm ascultare din Cartea Domnului, din Sfânta Scriptură, din Geneza, capitolul 30, cu versetul 1, 2 și 3, care spune în felul următor, referitor căci nașterea își are vremea ei. Este vorba despre Iacob și despre Rahela, cea care Dumnezeu a îngăduit să fie stearpă și ceea ce vreau să spun cu lucrul acesta, căci cel care deschide pântecele este doar Dumnezeu și El știe și când să închidă pântecele, dragii mei. Apelăm la o grămadă de lucruri în vremea în care trăim, să împiedicăm nașterea. Și aș vrea în dimineața aceasta, dacă cineva este împotrivă la ceea ce spun, să mă oprească la urmă și să-mi arăte în Sfânta Scriptură măcar o singură motivație. Măcar un singur lucru biblic care ne dă voie Biblia să împiedicăm nașterea. Și vă spun că nu veți găsi decât unul singur. Postul și rugăciune de asta, doar postul. Atât ne dă voie Dumnezeu. Dar asta nu ne limitează nouă numărul de copii. Asta pentru puțin timp, acum o săptămână, două, dar pe cât să postești? E singura în Sfânta Scriptură. Dragii mei, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Când a văzut Rahela că nu face copiii lui Iacob pismuit pe sora sa și a zis lui Iacob, dă-mi copii, ori mor. Iacob s-a mâniat pe Rahela și a zis, și ascultați-mă bine ce a spus un om călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, un om conștient că copiii care ni-i dă Dumnezeu nu vin în mod haotic la întâmplare, așa, când vrem noi. Prezbiterul de la noi din biserică vreo 15 ani de zile nu a avut copii, sau vreo 10 sau vreo 15 ani. Omul ăsta nu a apelat la nicio metodă. După vreo 15 ani, după plâns și după poștă, după rugăciune, Dumnezeu femeii, nevestii lui, i-a deschis pântecele și au avut copii, au avut prunci. Ascultați ceea ce spune Iacob, un om al lui Dumnezeu. Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Cine deschide pântecele, dragii mei, și cine închide pântecele? Dumnezeu. Putem suporta anumite consecințe ale păcatului acestuia. Eu am un exemplu personal. Eu când m-am căsătorit, la vârsta de 20 de ani, soția mea avea 16 ani și am zis, mă,
Acum să rămâi la vreo 17 ani însărcinată, parcă ar fi de râsul lumii. Te vadă cineva cu un prunc în braț. Am zis, avem timp mai încolo să facem prunci. N-am apelat la nicio metodă, doar am gândit. Ne-a venit primul prunc pe lume, Luis. După câteva luni de zile, a fost singura dată când l-am văzut. Atunci, de fapt, prima dată când l-am văzut. În spital la Iași. Un copil care n-avea ce ține în braț. Un copil la capătul puterilor care era pe moarte. Știți care a fost primul gând care mi-a venit în minte? Asta e o consecință a păcatului pe care am vrut să-l săvârșim. Pentru că cum îți vorbește ție Dumnezeu, nu-ți vorbește niciun proroc din lumea aceasta. Amin. Și știu că în adunare, în locul acesta, în dimineața aceasta, sunt oameni care au mustrări de conștiință, frați și surori. Și caută să treacă peste lucrurile acestea. Uneori ne-e greu să dăm sfaturi la lucrurile acestea, ne închidem gura mai bine. Când ne întreabă cineva pe tema aceasta, sunt frați păstori, diaconi, prezbiteri, conducători de adunare, proroci, care sunt întrebați de familii tinere. Știți pe seama cui pun? Pe seama lor că Dumnezeu le-a dat înțelepciune. Dragii mei, frați și surori, aș vrea să ne întrebăm, înțelepciunea aceasta este o înțelepciune dumnezeiască, firească sau drăcească? Sunt mai multe feluri de înțelepciune. Ascultam o predică de al unui om pe care eu îl iubesc foarte mult, fratele Iosif Anca. Spunea omul acesta metode de contraceptive pentru a opri naștere de copii și spunea că sunt metode avorturi timpurii și avorturi târzii. Acum știți cum? Nouă ni drag de oamenii lui Dumnezeu care predică frumos, care vedem că sunt oameni sănătoși în credință, dar uneori devenim selectivi. Luăm de la ei partea care ne place. Are o predică bună de evangelizare și pe aia ne bazăm. Slăviți, bă, omul ăsta e om deosebit. Dar când predică despre vreun subiect care ne atinge pe noi, ăla e cu semn de întrebare. Aia devine pe încredințarea mea, frate. Aș vrea să întreb, frați și surori, nașterea de prunci este pusă pe seama de încredințare? Asta să fie o încredințare personală? O încredințare personală poate să fie... Frate, eu nu beau cafea. Sănătos să fii. Încredințarea ta, Dumnezeu să te binecuvinteze. Frate, eu nu vin cu mânecă scurtă la biserică. Încredințarea ta, Dumnezeu să te binecuvinteze. Încredințarea ta nu are nimeni de ce să atinge de subiectul acesta. E a ta încredințare. Frate, eu nu beau Coca-Cola sau eu nu port cravată sau o grămadă de încredințări. Nu ai ce judeca astfel de lucruri. Nu te poți băga în lucrurile acestea. Sunt credințări personale. Dragii mei, frați și surori, dar subiectul acesta deja nu mai e o încredințare personală. Când este o poruncă din partea lui Dumnezeu, când Dumnezeu spune că așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Aș vrea să vă întreb, care dintre dumneavoastră ați spus astăzi de dimineață când v-ați ridicat din pat, Doamne, eu nu mai vreau să fiu binecuvântat. Nu mai vreau să fiu binecuvântat cu sănătate, Doamne, asta țin-o pentru tine astăzi. Astăzi vreau să fiu bolnav, să stau în pat. A spus așa cineva? Nu. Pentru că dumneavoastră, ca și mine, socotiți lucrul acesta o binecuvântare. Subiectul pe care l-am citit în dimineața aceasta, pasajul, versetul 4, spune că așa este binecuvântat omul. Dar nu oricare om. Omul care se teme de Domnul. Și Doamne, facă în dimineața aceasta să fim tot mai mulți oameni care ne temem de Tine. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frați și surori. Copiii sunt darul lui Dumnezeu. Aș vrea să citim un pasaj din cartea Iov. Să vedeți până unde pătrunde Dumnezeu. Până unde merge Dumnezeu cu înțelepciunea sa și câte nepătrunse sunt gândurile sale. Iov, capitolul 10, cu versetul 9. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, frați și surori, în tot parcursul acela când zămislirea ia ființă într-o femeie, Dumnezeu veghează asupra acelei zămisiri. Și ascultați ce spune versetul 9 în jos. Adu-ți aminte că tu m-ai lucrat ca lutul și vrei din nou să mă prefaci în țărână? Nu mai mult ca laptele, nu mai închegat ca brânza, m-ai îmbrăcat cu piele și carne, m-ai țesut cu oase și vine, mi-ai dat bunăvoința ta și viața și m-ai păstrat cu suflare prin grijirea și paza ta. Și ascultați Psalmul 139.
Psalmul 139 spune în felul următor, versetul 15: Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau. A rămas foarte supărat și foarte indignat cu vreo câteva luni în urmă când vorbeam cu cineva la telefon în Belgia și spunea: frate, la noi în adunare deja nu mai e un păcat după o lună, când femeia deja i-a ieșit acele analize sau acel test că e însărcinată, nu mai e un păcat după o lună de zile să scapi de fătul acela. Nu mai e un păcat. După o lună de zile spun frață la noi în adunare că deja nu e închegat bine, nu are chip. E un simplu. După o lună de zile. Știți de ce s-au ajuns până aici? De la toate metodele contraceptive care frață și surorile le spun cu voce tare în adunare și unii din ei și se laudă. Unii din ei și se laudă. Spun în adunare și spun la celelalte surori, spun la ceilalți frați că nu-i păcat, frate. Adică atât e de neînțelept Dumnezeul acesta care a făcut cerul și pământul. Atât e de neștiitor Dumnezeul acesta că ăsta nu știe Dumnezeu care este sfânt, care ne-a făcut din lut, nu știe câți copii trebuie să aibă o familie. Atât e de slab Dumnezeu că trebuie să-L controlăm noi. Dumnezeu știe câți fire de păr avem în cap, dar nu știe câți prunci trebuie să avem noi. Atât e de neînțelept Dumnezeu și ne-a dat nouă să spunem: mă, ia, dau pe mâna ta lucrul acesta, vezi, numai cu doi tu poți să trăiești, numai cu unul. Că tu ești mai înțelept ca ceilalți. Dumnezeu să mă ierte și să ne ierte pe fiecare dintre noi. Aș vrea să mai dau citire din Psalmul 127, care spune: ca săgețile în mâna unui războinic, versetul 4, așa sunt fiii făcuți în tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei. Și de la pasajul acesta, o grămadă de divergență. Eu, sincer să fiu, săptămâna aceasta, și aș vrea să vă mărturisesc lucrul acesta. Pe internet am umblat foarte mult săptămâna aceasta, ca niciodată. Știți de ce am luat pe internet? Am fost curios să văd cei mai mari și cei mai buni și cei mai destoinici oameni al lui Dumnezeu, predicator, ce direcție dau la lucrul acesta. Chiar am fost curios. Niciodată până acum nu m-a interesat atât de mult subiectul acesta. Cei mai mulți, neavând un suport biblic, și va spune cineva: mă, dar putu spui acum că n-are un suport biblic cu 10 clasă tale, oameni cu facultate și cu studii superioare și cu medicină. Neavând un suport biblic, o dau că cât e tolba de mare. Frate, cât e tolba de mare? Și la unii tolba e de 1, la unul de 2, de 3. Dar aș vrea să vă întreb eu, vitejul lui David când ieșeau la luptă, care era omul acela neînțelept să-și ia tolba, să-și ia arcul și să-și pună o săgeată în tolbă? Și să zică: măi, eu mă duc la luptă asupra filistenilor și tolba mea atâta, e de o săgeată. De una singură. Și-o băgat săgeata în tolbă, o trasă și el și hai înapoi călare pe cal acasă, la palat, mai ia o săgeată. Atât ai tolba la unii. De o săgeată. Și dacă atât le-a dat Domnul Dumnezeu, să-i binecuvinteze. Dar dacă au mustrări de conștiință, dacă când se ridică la amvon, evită subiectul acesta, neavând o claritate din partea Domnului și neputând să dea o deslușire acestui subiect, dragii mei, haideți să ne rugăm Dumnezeu să ne ierte. Că dacă în dimineața aceasta suntem în casa lui Dumnezeu, nu suntem la voia întâmplării. Eu auzeam tineri recent căsătoriți, timp în urmă, zice: ăsta e primul copil, cu ăsta rămân. Așa ne-au spus la noi la biserică. Și te întreb de unde s-au ajuns după o lună de sarcină să se facă, să se ajungă la avort. De acolo s-au ajuns. De acolo s-au ajuns. Primul lucru care îl avem ca responsabilitate ca părinți înaintea lui Dumnezeu este să aducem copiii pe lume și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să mai dau o citire la Ieremia capitolul 1 cu versetul 5. Ieremia capitolul 1 cu versetul 5. Și aș vrea să-l citesc. Va spune cineva căci Dumnezeu nu are atâta implicare în lucrul acesta. Ba, Dumnezeu are implicare, dragii mei, și când ieșim până la ușă acolo. Ai putea să te împedici aici și să-ți rupi piciorul.
Dumnezeu se implică în cele mai mici detalii din viața noastră. Și ascultați versetul care îl spune Dumnezeu lui Ieremia: mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, ăsta nu era zămislit, mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și permiteți-mi să vorbesc dezlușit în dimineața aceasta. Acum că mă va judeca cineva, să mă judece, nu-i nicio problemă. Înainte să existe legătura aceea între soț și soție, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Ce vrea să spună mie cuvântul acesta? Căci mai înainte ca tu să ai acea relație soț și soție, Dumnezeu, care este suveran, care este înțelept, știe numărul de prunci care trebuie să-l avem noi, dragii mei. Ascultam o mărturisire de a unui frate săptămâna aceasta, fratelui Cristi, și spunea el în felul următor: o soră a avut 4 copii. Și-a zis că la 4 copii a pune punct. A 5-lea n-a vrut să-l primească. Și într-o seară avea un vis femeia aceasta, când a venit un prunc în fața ei la pat și a zis: mamă, dar păi pe mine n-ai vrut să mă primești. Și eram a 5-lea. Murea de foame, pentru că așa gândim noi. Noi vrem copiii noștri să ajungă doctori, ingineri și bine vrem. Dumnezeu să-i ajute. Dar muream de foame dacă mai veneam și eu pe lume. Și zice: mamă, dar tu știi că am avut o situație financiară grea. Mamă, în ziua judecății, nu doar eu te voi judeca. Și ceilalți 3 copii care trebuia să-i iam eu vor veni la judecată și vor striga împotriva ta. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu, mai înainte să ne fi întocmit tu, eu, noi, în pântecele Maicii noastre, Dumnezeu știa numărul de zile pe care îl avem fiecare dintre noi, dragii mei. Dumnezeu nu-i interesa numai cât de frumos predicăm noi. Dumnezeu nu-i interesa numai când prorocim noi în adunare și conducem și ne rugăm și strigăm și facem noi pe sfinții. Dumnezeu nu-i Domnul nostru doar până la ușa dormitorului. Dumnezeu-i Dumnezeul nostru și dincolo, dragii mei. Dumnezeu să fie binecuvântat. Amin. Aș vrea să trec de la lucrul acesta, timpul zboară. Aș vrea să trec mai departe. Și a doilea lucru pe care îl are un părinte ca responsabilitate înaintea lui Dumnezeu este responsabilitatea de a-i crește în învățătura Domnului. Că să știți, partea cea mai frumoasă a fost până aici, cea mai bună pentru unii. Domnule, să avem copii, sănătoși și bine pentru toți. Dar, dragii mei, frați și surori, Biblia nu s-o cotește un sfânt că ai tu o casă de copii, nu? Am eu 8 copii și slavă Domnului, de acum eu sunt cel mai sfânt în am. Nu e așa? Degeaba avem o casă de copii, cunosc familii care au avut câte 12 copii, îi scotea afară dimineața ca pe boboci, ca pe gâște și îi mai strângea seara. Atât. Atât. Și nici la culcare, îmbrăcați, spălați, nespălați, cu șosete, fără, încălțați, cu bocanci, în pat. Rugați, ne rugați, mâncați, ne mâncați, nu știu, dar acolo să fie, ca soldați în armată. Și nici acolo poate nu e așa. Nu-i de ajuns să naștem copii, să avem copii, să avem prunci. Ar fi prea ușor. Ar fi prea simplu. Spunea cineva, un prieten bun de-a meu, a avut o experiență în familia lor, au fost vreo 12 prunci. Și spunea el: auzi, eu nu mai vreau să mai am copii când mă voi căsători așa de mulți, pentru că a noștri toți au plecat în lume. Și chiar am cerut câteva detalii să văd cum i-au crescut părinții pe ei. Și-și mărturisea tânărul acesta că și nu a avut nicio educație. El nu s-a rugat niciodată cu tatăl său la marginea patului seara sau dimineața sau la amiază sau la masă. Și omul acesta prorocea în adunare. Și omul acesta îndemna în adunare. Dragii mei, frați și surori, nu-i de ajuns să avem o casă de prunci. Noi trebuie să ne ocupăm de educația lor. Proverbe, capitolul 22, cu versetul 6, învață pe copil calea pe care trebuie să meargă și când va bătrâni, nu se va abate de la ea. Responsabilitatea de învățătură
Responsabilitatea de a-i pune Scriptura, de a-i pune cântare, de a-i pune legile Domnului în mână, nu-i devine păstorului, nici surorii Ligia sau surorii Rodica. Pentru că dacă copiii noștri nu sunt învățați de acasă, nu poate să facă o educatoare ceea ce nu facem noi acasă. Noi trebuie să le punem Scriptura în mână. Nu le va pune Dumnezeu Scriptura în mână. Și mă gândesc la un pasaj frumos, la o fetiță care a fost luată roabă. La o fetiță care a fost luată roabă, dragii mei, de poporul sirian. O ieșit din casa tatălui ei cu un rând de haine, poate. Și știți cum o văd? Când citesc acel pasaj, văd o fetiță de vreo 11-12 ani, ca Sefora noastră. Fetiță mică. Dar fata aceasta a fost învățată de acasă, căci în Israel există un proroc, în Israel există un Dumnezeu, în Israel există minuni. În Israel există Dumnezeu. Noi câteodată ne învățăm copiii cu o grămadă de lucruri, hrănim cu o grămadă de lucruri și numai ceea ce trebuie nu le dăm. Ceea ce trebuie nu le dăm. Eu mă uit la copiii mei, dacă îi lași telefonul o zi întreagă în mână, domnule, nu îi trebuie mâncare, nu îi trebuie învățat, nu îi trebuie nimic, ar sta toată ziua izolați acolo cu idolul ăla în mână. Dar datoria nu e a păstorului să vină să-mi facă mie reguli în casă. Datoria e a mea. Datoria aia mamei și a tatălui și Dumnezeu să ne binecuvinteze să educăm copiii noștri. E, fetița aceasta, dragii mei, o văzut și avea toate motivele să-l judece pe Naaman. Spune, Naaman, bine s-a făcut Dumnezeu că m-a luat din casa tatălui meu. Și știți, acel pasaj frumos când avea acest oftat, această fetiță și-o zis, oh, dacă ar ști stăpânul meu, Domnul, căci în Israel există un proroc care ar putea să-l vindece. Există un Dumnezeu care ar putea să-l vindece. Ceea ce îmi spune mie lucrul acesta, căci fetița aceasta o pleca de acasă cu o învățătură. Eu aveam la școală, pe când făceam școală la Drăguiești, la 9-a și a 10-a, erau doi prunci, doi copii de pocăiți, Samuel și Mihaela. Copiii ăștia nu intrau niciodată în școală, nici într-o dimineață, fără să se roage. Intrau în clasă, erau o grămadă de nempocăiți. Eram și eu pocăit, dar mai pârât așa, eu nu mă rugam. Dar copiii ăștia, în spatele clasei era o vitrină cu cărți. Mergeau acolo amândoi față în față și plecau capul și mulțumea lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Că copiii ăștia au fost învățați de acasă. E omul ăsta când îți predică, omul ăsta când îți dă o învățătură, omul ăsta nu-i târât prin toate poftele și prin toate mizeriile lumii. Omul ăsta a trăit cu Dumnezeu. Omul ăsta îl cunoaște pe Dumnezeu, nu din auzite. Că a fost și Iov, când a spus, urechea mea a auzit despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut de la prima mână, nu din auzite. În casa noastră, dragii mei, dacă m-a ținut cineva până aici, a fost Dumnezeu cu minunile care l-am văzut în casa noastră. A venit în casa noastră o femeie care era însărcinată cu un copil pe moarte, avea scândurile pentru sicriu, răzămate de casă. Și a venit la noi în casă și a zis, auzi, era mama, tata, eu, și nu știu dacă mai era, nu mai țin minte dacă mai era cineva, și a zis, copilul meu moare, Ilia meu moare, rugați-vă pentru el să facă Dumnezeu ceva. Eu eram un copil, aveam vreo 6 sau 7 ani, dar copiii noștri țin minte lucrurile care le văd în casa noastră. Că dacă îl vede pe tata că stă toată ziua cu telecomanda, cu televizorul, cu calculatorul, cu telefonul, și toată ziua bârfind pe păstor, pe comitet, să nu credeți că copilul acela va ieși cândva cântăreț sau predicator sau proroc. Și tata, nefiind proroc, a spus un lucru. Ea avea de gând să facă avort la copilul care îl avea în pântece. Avea vreo 3 sau 4 luni de sarcină. 3 luni cred că avea de sarcină. Și o zis, auzi, eu mă duc să-l avortez pe ăsta care l-am în pântece. Și o zis tata un lucru, auzi, nu avorta pe cel care l-ai în pântece. Ține sarcina care o ai în pântece, noi ne rugăm pentru copilul tău care este bolnav, Dumnezeul va vindeca pe ăla și ăla care l-ai în pântece va ieși sănătos, nefiind proroc. Am făcut o rugăciune, mama când s-a întors acasă, copilul nu mâncase de vreo 10 zile. Era pe moarte, medicii l-au dat acasă pe moarte. Copilul primul lucru care a cerut, care a fost o cerut mâncare. Știți de ce? Pentru că în casele noastre trebuie să fie Dumnezeu. Un copil de la școala duminicală i-a întrebat de profesoară să spună cum va fi raiul, cum e raiul. Știți cum s-a exprimat copilul că e raiul?
Doamna profesoară, doamna educătoare, raiul ca și în casă la noi. Că dacă în casa noastră e minciună, e bârfă, e strigăte, stigăi sparte, farfurii sparte, pahare sparte, acolo nu-i raiul. Dacă în copiii noștri ne ocupăm de educarea lor și vede rugăciune, post, strigăte, rugăciuni pentru bolnavi, mi-e migroază câteodată și în unele adunări, când îi stăruință după Duhul Sfânt, când e o prorocie, când vin musafiri, când frați care îi folosește Dumnezeu, imediat copiii toți afară. Dragii mei, copiii trebuie să stea în adunare aici, aproape de izvor. Dacă cade roua lui Dumnezeu din cer peste adunare, să cadă și peste copiii noștri. Dacă se aude în adunare, un așa vorbește Domnul. Să audă și pruncul acela, chiar dacă e de 4, de 5 ani. Acum ne deranjează cu strigăte, cu plânsete. Dragii mei, va veni o zi când pruncii noștri vor spune, așa vorbește Domnul. Pentru că dacă așa vor fi învățat, eu eram în partea cealaltă la adunare și a venit o familie cu un copil în adunare. Avea vreo 6 anișori. Când a intrat în adunare, tata cu copilul ăla, deci că era speriat săracul, s-a uitat pe perez, nu știa, alții să se ruga, alții să cânta, el s-a dat la plâns, ridica mânurile, nu știa pe unde e ușa. Și se spunea mie lucrul acela, mă, omul ăsta nu știe ce înseamnă rugăciunea, nu știe ce înseamnă cântarea, nu știe ce înseamnă postul. Familia asta e străină de lucrurile acestea. Eram cu mulți ani în urmă, eram un copil de vreo 15-16 ani, eram în Sângeor Zbăi, și în fiecare dimineață de la 6 la 7 jumate, undeva peste un râu, într-o casă de bătrâni, cu fratele Grigore Piuraș, se strângeau la rugăciune, știți? Pe gangul acela, pe pridvorul acela, erau vreo 30 de ghiozdani. Prunci de la din clasa a 4-a, a 7-a, a 9-a, a 10-a, o grămadă. Și mergeau de la rugăciune dimineața înainte să meargă la școală. Și se spunea fratele Grigore Piuraș, cuvântul acela îmi bate în minte, îmbrăsun în urechi. Zice, chiar dacă pruncii aceștia nu vor ieși ingineri, nu vor ieși doctori, dar dacă ajung oameni care să fie sădiți în casa lui Dumnezeu, sunt cei mai câștigați oameni din lumea aceasta. Pentru că, dragii mei, noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Noi, prin credință, ne uităm către împărăția lui Dumnezeu și spunem, Dumnezeu să fie binecuvântat. Aș vrea să mă apropii de ultimul punct, deja timpul s-a dus. Acum mai era ceva să spun, dar altă dată, altă binecuvântare, dacă mai prinde rândul. Al treilea lucru, responsabilitățile care le avem înaintea lui Dumnezeu. A treia responsabilitate, dragii mei, un tată nu doar trebuie să nască copii, nu doar trebuie să se ocupe de educația lor, ci un tată trebuie să aducă pâinea cea de toate zilele copiilor săi. Un tată și o mamă trebuie să se îngrijească de copiii lui. Știți, ne confruntăm cu un duh, Duhul puturoșeniei. Să știți că ăsta bântuie prin adunare. În multe adunări bântuie lucrul acesta. Dom'le, dacă am 10 copii, trebuie să-mi crească adunarea. Dacă am 3, trebuie să-mi crească adunarea. Nu-i obligat? Nu-i obligat lucrul acesta. Sunt tineri care se căsătoresc. Sunt oameni care se căsătoresc și nu sunt învățați cu munca. Stau și trândăvesc toată ziua în casă. E un duh care bântuie oameni buni. Un pocăit nu are voie să fie puturos. Asta nu-i stă bine unui pocăit să fie puturos. Stă toată ziua și pune kilograme pe el și alții transpiră și după aia, Domnule, trăiesc prin credință. Dragii mei, sunt prea mulți care trăiesc prin credință. Noi trebuie să fim oameni muncitori, oameni harnici. Proverbe 6:6, leneșule, du-te la furnică. Uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Sunt prea mulți leneși în poporul Domnului. Eu, când mergeam cu fratele Virgil, chiar am cerut câteva sfaturi spre Valencia acum, câteva lucruri cu care le-am vorbit mai deschis. Și îmi spunea fratele o mărturisire. Și-o spus-o și la Valencia, nu-i ceva secret care să fie ascuns. Spunea că în Belgia undeva o familie cu vreo 6 sau 7 copii au mers la un supermarket în Belgia ca să cumpere niște lapte și pâine. O cumpăra laptele, o cumpăra pâinea, dar fratele și-o da seama că ce are bani numai de lapte, de pâine nu. Și un frate din comitet ceva, care era în slujirile adunării, era undeva la coadă, era o coadă lungă, s-a făcut o coadă lungă în spatele acestui frate care n-avea cu ce plăti. Și omul acesta, mișcat de Duhul Domnului, zis, o striga la vânzătoare, trece-i pe la casă că plătesc eu. Și așa au făcut. S-a interesat cine-i omul acesta, unde stă, a umplut o mașină cu
mâncare, cu haine, cu de toate. Și au mers într-acolo, la etajul 4, fără lift stăteam, fratele. O casă de copii, o casă de prunci. Sună la sonerie, iese fratele cu mâinile în șold, în fața ușii, și se zice, cine ești? Măi, zice, nu ți-au aminte, ți-am plătit pâinea sau laptele ce-o fi plătit atunci, jumătate din ce-o cumpărat. Am venit să-ți aduc, erau acolo o grămadă de lucruri, o cheltuit fratele ăsta o grămadă de bani, el cu mâinile în șold, și zice, bine, bine, dar tu ai adus multe, dar până la etajul 4, cine le urcă? Mă întâlneam anul trecut cu fratele Filip Neag, în Timișoara, în aeroport, și era și same cu mine. Și îmi povestea Filip Neag cum săracul omul, el nu e așa mare, e mai mic de statură, dar povestea că ce-o mers la o familie cu mulți prunci, cu un sac de zahăr, cu un sac de mălai, de făină. Și de-abia le ducea omul ăsta. Fratele la ora 11 era cu plapuma până în gât. Și ăsta-i bate în ușă. Și zice, frate, ți-am adus un sac de zahăr și un sac de mălai. Și fratele nestingherit de sub plapumă zice, auzi, nu vrei să le pui, pune-le acolo în cămară dacă vrei. Oameni buni, frați și surori, nu se limitează pocăința doar să facem prunci. Să avem mulți prunci. Și spunea cineva, dă mâna cu mine că am 10 prunci și sunt un sfânt. Sfințenia noastră nu constă în că avem mulți prunci, mulți copii. Că și extrema asta e destul de periculoasă, ai mulți prunci, slăvit să fie Domnul, eu sunt sfânt în adunare, nu e așa? Noi trebuie să ne îngrijim de pruncii noștri. Acum, eu am vorbit pentru părinți în dimineața aceasta. Am vorbit pentru mine și pentru dumneavoastră toți. Dumneavoastră cercetați, luați ceea ce e bun, ceea ce vă place, ceea ce nu vă deranjat la auz, la inimă și la cuget. Dar eu cred că cuvântul acesta l-am avut din partea lui Dumnezeu. M-am măcinat de câteva zile bune și simt că e nevoie și am simțit că e nevoie pentru adunare. Acum doresc pentru Neluțu, pentru familia lor, pentru întreaga adunare, Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei. Haideți să primim copiii din partea lui Dumnezeu. Știți ce spune Evanghelistul Matei? Păsările cerului nici nu ară, nici nu seamănă. Dar le lasă Dumnezeu să moară de foame? Nu. E tot Evanghelistul Matei spune că și se amintea fratele Gabi Ion acum într-o seară, căci noi vom da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor care l-am fi rostit. Dacă dăm socoteală pentru orice cuvânt nefolositor, aș vrea să întrebăm, pentru orice faptă, pentru orice atitudine, pentru orice compromis, pentru orice păcat, nu dăm socoteală? Ba da, Dumnezeu să ne ierte în dimineața aceasta, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.